Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un episod din seria noastră veche pe care am reînceput-o. V-am întrebat ieri în comentarii la seria de Danger Zone dacă vreți să începem seria cu cheat-uri free și am avut 400 de comentarii aproape cu nume de cheat-uri free. Ei bine, am luat un cheat random din comentarii, se numește Shark Free Cheat, mi se pare, sau ceva de genul. Aveți link-ul în descriere, eu l-am luat de pe cheater.fan, deci aveți site-ul acela de unde l-am luat în descriere. Da, cheat-ul ăsta e foarte ciudat, mi-a stricat overlay-ul la programul cu care filmez eu. Nu știu dacă voi vedeți videoclipul bine, o să mă uit imediat să văd dacă voi vedeți bine. Dar ce mi-a plăcut cel mai mult la cheat este că are inventory changer. Adică puteți să vă băgați efectiv skin-uri în inventar. Bine, cei drept doar voi le vedeți, dar e super tare, uite, poți să-i dai spec la carambitul ăsta, de exemplu. Și puteți să vă băgați orice skin în inventar, nu știu, uite, hai să pornim cheat-ul. Dăm aici la changer, să zicem că vrem un M9 bayonet Marble Fade, ok, căutăm aici M9 Bayonet, l-am și văzut. Și căutăm aici Marble Fade, da? Aici puteți să băgăm, nu știu exact ce asta, și Weir. Adică dacă vrem Battle Scare, dăm așa. Dacă vrem Factory New, dăm așa, 0. Și dăm Add. Și avem M9 Bayonet Factory New, bă băieți. Ce spuneți de asta, mă? Luați-o pe asta, bă băieți. Și o să-l testăm și într-un match de matchmaking. Aveți aici, o să aveți și în descriere. Bine, asta e inventarul meu, vă dați seama că n-am nimic în inventar, pentru că chestiile astea doar voi le vedeți, ok? În joc. Și ăsta este contul meu, Urmam is my mom, așa o să se numească contul. Este contul pe care voi juca eu cu cheat-uri free de acum încolo până mi-au Vagban sau Overwatch ban. O să vedem cum o să decurgă lucrurile. Așa că o să vă las acest profil în descriere ca voi să vedeți dacă eu mi-am luat Overwatch ban sau Vagban, să vedeți dacă cheat-urile cu care joc eu în videoclipuri astea gratis sunt detectabile. O să vă las profilul ăsta în descriere, ok, să vedeți dacă am luat Vagban sau nu. Haideți să trecem la meci, zic și eu. Și, by the way, dați acolo să strângem 1000 de like-uri, că dacă nu, s-a terminat cu seria. Da, bă, băieți, și am intrat în match, cheat-ul este foarte optimizat, adică am 300 de FPS-uri cu el, dar singura problemă este că eu filmez cu Shadowplay și am input lag, adică mi se mișcă mouse-ul, un delay. Și asta ar fi una dintre marile probleme, dar vă că oricum am aim, deci nu-i problemă, are cheat-ul și aim mare de toate. Acesta este meniu, hai să vedem ce mai are pe aici. Deci aim-ul l-am configurat eu și cum am putut, astea sunt setările mele, sunt setări obvious, deci nu jucați cu setările astea dacă vreți să jucați legit. Și cel mai important lucru, nu băgați setările astea, nu băgați cheat-ul ăsta pe conturile voastre main, ok? Asta este, deci asta este lucrul principal, să nu băgați cheat-ul ăsta pe conturile voastre main, ok? Hi guys, do you hear me? Hello, hello my friend, go away, rush away, ok? Go away guys, go away. Asta e problema, că eu nu văd dacă filmează. Mi-a stricat și tot ăsta tot overlay-ul. Mie în colțul din dreapta jos mi-a arătat când filma programul. Ei bine, acum nu mai mi-arată când filmează. Deci eu acum dacă nu filmez, practic îți dus. Haideți să vedem asta. Ce bunny hub e ăsta, frate? Uite aici bunny hub adevărat, că am setările de bunny hub activate. Ok, go away guys, rush away. Hai să vedem, îi vedem prin pereți sau e-book. Ui, am radar. Ok, vă pe radar și vă și prin pereți. Ok. Not bad, not bad. Deci tu e ok. Hai să vedem. Bam bam bam, l-am văzut pe ăla acolo. Ok, l-a omorât ăla. Și acum doar aș pe băiatul ăsta de aici. Ok. Are backtrack chestia asta. Wow, ok, one tap. Ok, am crezut că-i dau one tap. Bă, vreau și un USP. Mama, a luat deagle omul. Ia să vedem. Are chestia asta backtrack? Nu văd să aibă. La misc o fi. Misc 1, 2, backtrack. N-are mă niciun backtrack. Bă, așa ceva mă. Jump shot deagle, frate. It's city, last one city, guys. Last one city. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Nu mai merge jump. Să mor tu că nu mai merge deagle-ul jump shot, bă băieți. Nice. Nu mai merge deagle-ul jump shot. Eu nu cred așa ceva. Da, și skin-urile se văd până și în match în inventar. Uitați. Am skeleton, knife, fade, carambit, tiger, tu și poți să le schimb. Nu cred. Poți să le schimb în timpul. Holy shit. Dar nu mi arată skin-ul. De ce nu mi arată skin-ul, bă băieți, bă? Deci poți să schimb cu cheat-ul ăsta, poți să schimb meciul, poți să schimb skin-urile în timpul meciului. Okay, ia. Edit for both teams. Ia, poți să-mi bag și skeleton, knife-ul ăsta. Bă, lasă-mă, dar nu se vede skin-ul. De ce nu se vede skin-ul? Hai să luăm un AK. Cred că avem vulcanul. Wow. Deci așa merge skin changer-ul la codul ăsta. Nu vă puteți băga skin-urile în timpul meciului. Vi le setați în inventar dinaintea meciului, iar după aceea intrați în meci cu ele, frate. Și vi le puteți schimba și de acolo. Dar uitați, bă, cât de șmecherii, mă. Cea mai bună idee. Hai să vedem. Nu ne uităm la ei prin pereți, încercăm să jucăm cât de legit putem, chiar dacă am Peace Island-ul cu. Wow. Ok, tipul ăla cred că are cod și el. Hai să vedem cum se comportă și cu prietenii noștri aici pe zonă. Deci mă mir, e foarte optimizat, cheat-ul ăsta e foarte optimizat pentru un cheat free, să nu ai lag deloc sau să nu-ți cadă nici măcar 30 de FPS-uri, e ceva wow, e ceva super wow. Hai să vedem, tipul ăla cred că are cod, dar nu știu ce să zic, hai să ne mai uităm. Inventory always, nu știu ce e asta, left hand knife, left hand, hand, hai că am dat-o pe engleză băieți astăzi. Visuals, asta, a, sound SP, ăsta nu știu, cred că, habar n-am, nu mai știu, știam ce face, aici vă arată, uite, SP preview. Deci nu cred, vă arată și ce vedeți voi, gen, vă arată și SP-ul, cum se vede wall-ul, deci nu știu, dacă dau invisible, nu știu ce să zic, box, uite, vezi, dacă jucăm box-ul și aici arată cam cum am vedea noi jucătorii prin perete. Deci asta este o chestie super, super cool, ia să vedem, chicken, glow bomb, ok, glow bomb și dăm pe blow, glow world, și dăm pe bomb să ne arate bomba,
cine dă diffuse, armele să ne le arate prin pereți. Uite, activăm și radarul. Wow, are radar de ăsta personalizat? Range. Wow, asta chiar e tare. Asta chiar îmi place radarul ăla, dar e prea mic. De ce e așa de mic? O să-l dezactivez doar pentru că e așa de mic, e prea mic. Dar nu știu, un cheat super șmecher ăsta, mi se pare super tare, mai ales chestia cu inventory changer-ul, să ai chestia asta pe un cheat gratis e ceva super wow, deci e impresionant chiar. Mi-am luat mare muie în față. Ok, hai să vedem, să le dăm acum niște tăpane la băieți, sper că merge imu bine, că am input lag un pic și nu-mi place. Băi, eu nu-i mai văd pe ea, nu știu cum să vă spun, chiar nu-i nimeni pe ea? LOL? Nobody, guys, come ei, blue. Ok, hai să vedem dacă îi dăm o tapă ăla. Ok, îi dăm o tapă aparent. Deci merge aimul. Bine, un tap ăla putea să-l dau și fără egg, desigur, adică, na. Hai să vedem tipul ăsta ce face aici. Bam, încă un tap. Și ne arată și armele prin pereți. Acum ceea ce e super tare. A, mi-a dat omul fire, mă știa acolo. Bă, de e frumos așa ceva, mă, frate. Și radar hack-ul, bă, că merge destul de bine. Cred că citul ăsta o să aibă printre cele mai mari note date de mine. Oh, one tap. One tap, hai că numai one tap n-a fost ăla. Ok. Bă, mie nu-mi pare ăsta, sincer, un pic silent, pentru că am impresia că îmi trage un pic ținta spre inamic, deci nu cred că e chiar silent aim, dar oricum e super bun. What? What? Ce se întâmplă, frate? Hai să ascundem un pic, hecoi. Oh, l-am văzut pe ăsta, așa cum mai dăm. Și nu i-am dat cap, ca să nu jucăm chiar așa de obvious. Oh, Ace, man, Ace, I can't believe that, Ace. Mi s-a blocat un pic jocul, sper că nu s-a oprit filmarea, nu s-a oprit filmarea. Ok, hai să ne luăm arme. Ok, where are you, man? Uite-l pe ăla acolo. No problem, go B. Uai, și arată skin-ul și aici, fiți atenți, mă, vă arată skin-ul și aici pe CS, uitați-vă aici jos. Uitați și voi, AK-47 Asimov, cât de tare e asta, bă, iubesc cheat-ul ăsta, dacă ar fi o versiune care să nu fie detectabilă, deci da, vă mai zic cu dată, nu jucați cu cheat-urile pe care le prezint eu în seria asta de cheat-uri gratis, nu jucați pe conturile mei în niciun caz, vă oblig să nu jucați. Pentru că pot să fie detectate și na, cu e-mail. Eu zic să vă uitați voi pe contul meu, să vedeți cam în cât timp o să-mi iau eu vac cu cheat-urile acestea, ok? Tipul ăsta e aici. Op. Pe cine tragi tu, mă? Ok, sorry, ai plant now. Pe cine tragi tu, mă, frate? Mă, jucăm un pic obvious, na, ce să faci? Oricum e cheat gratis. Salut, frate. Ok, bă, chiar îmi place cheat-ul ăsta. E un cheat super bine făcut, părerea mea. Dar e gratis, asta e singura. E și de pe cheater.fan, care e site-ul cu... are milioane de utilizatori acolo. Și dați seama cu cât îl folosesc mai mulți oameni un cheat, cu atât mai detectabil. Deci nu știu ce să vă spun, sincer. Ok, one tap, bam. Am zis one tap. Jump shot cu AK, one tap. Zic și eu, nu știu. Mie, here, man. Unde se uită asta, frate? Bravo, brane, bravo. Și ultimul e aici, așa, să-i dăm one tap. Ok, și-a luat el singur. Și ultimul, hai să-l vedem unde e ultimul, ca să putem să-l omorâm. Chiar să-l, dar nu, uite, n-are. Nu mai știu să vorbesc, ok, hai să-l omorâm. Bam. N-are radarul range-ul așa de mare, aparent, dar... uite, acum, de exemplu, îl văd pe radar. Bam, hai să-l luăm. Bă, dar uite, aici nu mai văd, de exemplu, de ce nu mai văd cu ăla? LOL, toggle off. LOL. Ah, fuck, n-am mai apucat să-l iau. LOL, toggle off. Hai să limităm pe ăla. Bă, nu știu, mi se pare, uite, mi-arată și aici skin-ul, nu cred, mi-l arată și unui AVP-ul, mamă, Gagnirul ăsta, Gagnirul ăsta, mamă, bă, e prea tare cheat-ul ăsta, e cel mai genial cheat. Ok, let's go, guys, let's go, B. Mi se pare cel mai genial cheat de până acum, sincer, n-am ce să reproșez. N-am văzut niciun bug, în afară de chestia asta cu overlay-ul. Deci dacă nu-mi filmează CS-ul acum și trebuie să, trebuie să filmez alt episod, eu dau rage quit și nu mai filmez niciun episod, să știți. Și da, aș mă drecu cu buzmi, că-i meciul oricum e câștigat, frate, ia să vedem. O să-l iau pe sap din perete? Nu trage pe... Ba, trage digălul, pe aici, frate. Pom. Bă, băiat. No, bine, mă, mi-a dat din mers, mă. Uite, nu merge cheat-ul ăsta bine, gata. O să-i am dat. Bă, right, man, left. Nu știu nici direcțiile. Da, deci legit butonul e cel mai... Da, bine, l-am dat și pe maxim. Am pe silent-ul dat la maxim, ca să vă dați și voi seama. Dar nu mi se pare sincer cel mai reușit legit but, dar oricum... Restul, bine, probabil nici nu-i configurat bine, că l-am configurat în 2 minute. Hai să vedem ce skin-uri mai putem să ne băgăm. Tech-9, aș vrea un skin pe Tech-9, sincer. Well Injector, dăm ad. Și odată ce am dat ad și mergem în inventar, l-avem aici. Ia uitați-l ce frumos, țucă-l mami. Și dăm aici Replace Forte și cred că următoarea rundă ar trebui să-l avem, zic și eu. Sperăm să-l avem acum. Habar n-am. Și ce skin-uri mai am pe aici? Mamă, câte mi-am băgat, hai să mai băgăm un skin. Deagle Blaze vreau, Deagle Blaze. Hai repede, până nu începe. Ad, ok, și dăm repede equip. Deagle Blaze, gata, bă, băieți, ia să vedem, îl avem acum. Eu cred că după ce mori ar trebui să te lase. Holy shit, uite că l-am. Holy fuck de șmecherii, bă, băieți, n-ai cum, bă, n-ai. Cheat-ul ăsta, clar, 15 din 10 cred că o să-i dau. E cel mai genial cheat gratis. Dar încă o dată vă spun să nu-l băgați pe conturile voastre main, ok? Pentru că puteți să vă luați bani. Go B, guys, go B.
Bă, deci genial, nici măcar eu nu mi l-am băgat pe contul main cheat-ul, ca să înțelegeți. Pe mine, care mă doare în cur de contul ăla de 300 de ore. Dar nu l-am băgat, pentru că nu vreau să-l banesc, am Prime, știți ce zic? Ok, stă omul cu SSG-ul, iar mă, iară nu mai văd, frate. Deci nu-l văd, asta e foarte enervant, chestia asta e foarte enervantă la unele cheat-uri, pentru că îți dispar oamenii așa, uite, nu-i mai vezi. Ok, să-l luăm pe ăsta de aici. Ai money. Ți-i puțin, dar eu-s flash-a, mă. Uite, nu vrea să-mi dea pic, cred că mă știu om. Uite, iar nu-l mai văd, mă. Dă-i, mă, pic. Ăla, men, cred că are și el ceva ult, sincer vă spun. Uite, nu vrea să dea pic. Și acum cum uit aici? Ah, dă flash acum, omul, mă. Dă flash, bă, cred că ori ăsta, ori mă știu, ori... Bă, omule, mamă. Bă, omule, mori! Ok, hai să vedem. Îl știu, acum și omul dă flash, când dă flash-ul, bam. Ah, căcat. No, bine, mă, ce praf îs. Man, he's behind you, behind you. Ma, ce movement avem. Nu pot să le fără ancurile la ăștia. N-are asta rank Minecraft mod? Ce Minecraft modul ăsta? Quai, what the fuck is... What the fuck happened, guys? Avem Minecraft... What the fuck? Ce tare e chestia asta, Minecraft? Da, e buguită rău chestia asta. Nu văd prin scope. Nu vezi prin... Uite, când pune asta scope-ul nu mai vezi nimic, gata. Da, băi, e super tare chestia asta cu Minecraft mod. Dacă ar fi fost pusă ca lumea și chiar să semene cu Minecraft-ul și cred că mi-a dat crezi jocul. Sau, what happened? Gata, cred că mi-a dat crezi jocul, băieți. Da. Cred că am cam avut un chest aici, gata, gata. Yellow, yellow, sorry man, yellow, what's up? Ia mă frate, am revenit în match, bă băieți, am revenit în match. Bă, aparent nu mai am input lag. Oh, sorry man, aparent nu mai am input lag, dar da, crezi. Sorry man, I'm very sorry man, don't shoot, I'm sorry man, sorry. Ce se enervează copilul, bă. Oh my god, let's go, rush-ai, guys. Ok, hai să vedem. Ăla are SSG și nu știu dacă stă... Nu, nu stă pe mine. Ok. Bă, au clear, iar ce cu ăștia? Mamă, stă-o spre mine, mare aici ce dau. Hai, haide dă-i pic. Mi-e și frică de ăștia, sincer, că cred că glu ăla și-am băgat și tu în blană. Mamă, ce aim prost! Ce aim prost, doamne, mă! No, bine, asta nu s-o pun în video oricum, deci stați liniștiți, chestia asta nu s-o... Ah, n-am pis silent-ul, mă, băiatule, bă. Băiatule, am uitat să dau save la config și n-am pis silent-ul. Ia uite-l pe ăsta ce... Ai de capul meu, el chenies versus 4 persoane să mori. Ia uite-l pe ăsta ce skill. Mamă, ce skill-ați avem aici în match, n-ai cum. Ok. Ce mai are ce tu pe aici? Hai să vedem dacă are ceva ce n-am descoperit. Flash effect, cum adică? Ah, ignoring flash effect. Deci aici dacă vrei să nu mai vezi flash-ul, bam. Ignoring jump, cum adică ignoring jump? Ok, man. Mi-au flash doar dacă vreau, bossule, să se înțeleagă. Gobi, guys, gobi. Mamă, acum vreau să văd tapuri cu Deagle-ul. Cred că am configurat bine ăsta, zic, și eu, FOV pe head. Ok, hai să vedem, bă băieți, dacă am configurat bine. Ok, a dat flash și l-am configurat bine. Nu-l văd pe ăsta, mă. Oh, ok, l-am văzut. Nice headshot. Ah, căcat. Lmao s-a enervat, men, pe noi, bă băieți. Ok, haideți să vedem. Ăla... Bă, jură-te că cheat-ul ăsta are așa aim slab. Oh, ok, nu-l are chiar slab, doar la distanță e slab, aparent. Oh, ok. Hai că nu are chiar așa de slab. Hai să vedem, să luăm famasul ăsta. No, go big, I plan big, guys. Bă, aparent nu are aim-ul chiar așa slab, numai că... câteodată nu trage, mai ales la distanță am văzut că nu prea trage, ceea ce e destul de enervant, pot să zic, e destul de enervant. Dar hai să vedem. How are you? Bam. Ok, hai să nu mai facem grief, poate ne luăm bani pentru grief, cum ar fi. Să ne luăm bani fix pentru griefing. Ăla ultimul cred că s-a dus. Hai să facem bunny hop de la nebun. Bunny hop buclucuș. Hai să te facem un bunny hop de la nebun, bă băieți, să mergem să-l căutăm pe ăla pe hartă. Ok, cred că o să-mi iau bani pentru oh, ok, uite-l aici. Bam. Bă frate, să mor tu că n-a l-a omorât ăla meu. Dar hai să luăm AUG-ul, că am auzit un AUG. Oh, l-a luat omul meu. Oh, da, vreau M4, frate, dă-l încoace, de ce nu? Avem bani de AVP, așa că o să ne luăm AVP. Oh, mamă, ce frumos e skin-ul ăsta. Bă, skin-ul ăsta e top rău de tot, să mă ridice. Vreau să așa un pic să fac aici niște comenzi. Să vedeți și voi skin-ul mai bine. De fapt, nu, lăsăm așa. Mamă, ce voi cât de frumos e skin-ul ăsta. Deci, skin-ul ăsta e o frumusețe, mă, frate. Și am auzit că ceva streameriță, nu mai știu cum o cheamă, cred că Antonia sau ceva de genul. Antonia Knuckle sau nu mai știu. M-am uitat și eu la live, dar nu mai știu exact cum o cheamă. Am văzut că și-a luat skin cu skin de sau ceva de genul. Mamă, s-a activat men, băi, stați așa. Wow, s-a activat men. And you tell me I cheat, Lmao. Ok, s-a activat și băiatul. O să-i dea one tap la asta, așa-i? Dă-i one tap.
Witchy. XD. Yellow on. My friend. Yellow on cheats, blad, test it you. No problem, man, no problem. Give me AK, guys. Give me AK. No problem. Easy win. Give me AK, man. We win this. You are on YouTube now. Say hi to the YouTube man. Give me the eagle, give me the eagle. Do you hear me? Say hi to YouTube, guys. Say hi to YouTube. Nu zice nimeni. Say hi to YouTube. You record and YouTube? Yeah, I'm a YouTuber, man. Playing with cheats. Zelon, n-ați uși. Fa reclama la canal. Surge it on YouTube, man. Hi to YouTube! Bă, dar nu fa... Ok, unii mort. Hai ca ne activam hack-ul acum, băieți, că băieții s-au activat. Eu nu o să dau... Ok, ăsta cred că n-are cheat-uri, așa că bam. Așa că bam, am zis, ok. So easy, guys, so easy, I'm scream. Yeah, you scream. Yeah, easy taps, easy one taps. Vine, the cheater is city, watch out. Green, come back, the cheater is coming city, man, watch out. Oh, he has AVP. Why are you using cheats? Because it's fun, man. No, man, no, don't rush. The cheater is B, man, the cheater is B. Whoop, aha, trage prin perete o ubare. Are, crezi că are șanse? Whoop. Mamă, man, be careful. Mori, mă. Oh my god, man, I'm so good at this game. No problem. I'm so good, guys. I'm so good at this game. I can't believe it. I'm so good. Mamă, frate. Easy, man. I'm scream, man. Da, deci dacă și-a băgat cheat-ul, ce să zic, mă, băieți, mă? Ce să zic? Și da, nu mai băgați în seamă chestiile astea cu I'm so good, că eu nu mă laud că sunt tare. Eu zic pur și simplu așa la Caterin, că vă dați seama că nu înseamnă că dacă am hack-ul bun. Dar da, unii nu înțeleg Caterin ca asta, știți? Let's go away, guys. Let's go away. Mamă, chiar sunt curios dacă o să se activeze la, dacă își bagă regi, eu cred că-mi injectez Unity-ul, pentru că nu o să am șanse cu ăsta la AJH. Sau să jucăm doar cu ăsta, să vedem dacă luăm meciul doar cu ăsta. Ar fi și asta o variantă. Aici, prin peretele ăsta poate să-mi dea. Așa că o să dau rush. Deci, one car, one middle, watch out. One car și ăsta, o să-și atap. Am zis că o să-și atap. He's dead, car is dead, man. O să jucăm obvious meciul ăsta, ok, good job. Mamă, i-a dat pe... Ia uite, mă, eu în loc să... Ok, the cheater is mid, the cheater is mid, guys. Don't rush, don't go mid, connector, don't go connector. Sau ce dracu o fi ăla, wow. S-a enervat omul. Ok, nu o să dau rush pe el. Are P90. It's A-side, help me, man. Ok. Ah, fuck, he killed me. Ah, ce setter să-i mai fac la ăsta? FOV. Mamă, n-aveam FOV-ul. Ok, enable recoil control system. FOV la maxim, smooth nu vreau, normal. Please hack me. Cum adică please hack me? Give me AVP, guys, give me AVP. N-are trigger boot chestia asta. Not money. Ah, n-are, mamă, ce să facem? Bă, de ce are smooth? Am zis că nu vreau smooth. Și am zis că vreau și ăsta. Eu cred că am dat load în loc să dau save. Am impresia eu. What the fuck, ce e asta? Thank you, man, give me, thank you. Bă, unde-i, mă? Bă, go B, guys, go B. Bă, cred că chestia asta are... Are un bug. Uai, când închid meniul, mă, mi se duc toate astea, de ce? De ce sare ăsta singur, bă? Trage. Am zis să tragi, mamă, mi-e și frică de ăsta, vă spun sincer. Ok, hai să vedem. Uite, iară mi s-au dat, nu? Nu mi s-au dat. Dar smooth nu vreau. Smooth 0, frate. Ia, nu mi se mai resetează, e bun. Bă, am zis că... Bam. Ok, nu mi se mai resetează acum. Haideți să vedem cum trage. Ia să vedem. Să facem un test aici pe băieții care n-au hack. Bam, ok. Nice. Nice shot. Bam, nice shot. Aoleu. Bă. O să trage prin perete, bă. Stai că nu e bună, bă, băieți. Ce să fac eu cu ăsta de aici? Bam. O să trag prin asta oare? Nu pot. Ce tot la... Trage, mane. Oh my god, it's obvious. He got the bomb. Ah, cred că runda asta e câștigată de ei. Că are bomba. O să mă duc prin City, pentru că City-ul e mai safe. Ah, fuck. City-ul e mult mai safe. Oh. Cheater-ul pe mine, ce prost e cheater-ul, bă. Nu știu pe unde mi-a dat-o. Ah, mi-a dat-o pe acolo, fuck. Să jucăm cu AK-ul, oare? Da, deci, cu cheater-ul ăsta n-ai șanse versus un hacker. Da, bă, băieți, aparent am intrat prea târziu în meci, băieții au pierdut deja meciul, când am intrat era ultimul în viață și au fost omorât.
Aici o să vină notele mele pentru Cheat Show. Credeam că o să fie niște note foarte mari, dar din păcate nu o să fie note așa de mari pentru Shark Cheats Free. Nota pentru Legit Boot este 5. Pentru că da, ei au fost ok, numai că se dezactivau setările singure și nu știu de ce. Și pentru un om, gândiți-vă, eu care știu cât de cât să folosesc cheat-urile, dacă eu pățeam chestia asta, gândiți-vă la unul care nici nu știe săracu să folosească cheat-ul bine. Și face și el un config, își bagă un config și se dezactivează așa setările, pur și simplu. Gândiți-vă la ăla ce rage quit-uri dă. Deci da, Legit Boot are nota 5 pentru mine, sincer. N-am ce să reproșez mai mult. Nota 5, părerea mea, nu știu. Voi considerați ce vreți, dar se dezactivau setările singure, frate. Și acum mai dezactiv. Uite, mi-am dat load la config. Și pisa acum s-a activat, ok, dacă îi dau și revin înapoi sau dau așa. Nu, și oricum se dezactivează singure setările, habar n-am de ce. În timpul meciului se dezactivau singure setările. Notele pentru wallhack, adică vizualele, 8,5, sincer, pentru că mi se pare că e ok. Bine, 8,5, puteam să dau 10, pentru că vizualele oricum, designul la vizuale și ăla mi se pare super șmecher. Numai că nu-i vedeai chiar așa la depărtare, îi vedeai când erau foarte aproape de tine. Eu la Unity văd când destul de departe de mine, dar cu ăsta doar după un perete îi vedea maxim. Deci de aia dau 1,5, dar oricum e decent, adică dacă vrei să joci cu wallhack, e decent. Pentru Misc, n-am ce să reproșez, eu ok, decent, ai B-Hub, ai cam toate chestiile utile, să zic, și aici, na, Minecraft mod, care nu știu cu ce te-ar ajuta, dar mi-a dat crezi jocul. Deci la Misc o să dau o notă de 8, la Skin Changer nota 10. Cea mai șmecheră idee asta cu Skin Changer-ul, vă zic sincer, nota 10. Pentru chestiile astea, asta, nota 10, frate. Mai ales poți să le schimbi în timpul jocului skinurile, deci au făcut o chestie ca să poți să schimbi skinurile din timpul meciului. Asta e o chestie foarte șmecheră. Și poți să-i adaugi chestii în inventar, poți să spăgălești prieteni, nu știu, zi, frate, uite, am luat carambit, nu știu ce, uai, nu știu, na, chestii de astea, v-ați prins voi. Și cam atâta, bă, băieți, astea sunt notele mele, o să fac eu o notă aproximativă, o să aveți aici nota jos. Bă, băieți, sper că v-a plăcut, dacă mai vreți seria de asta cu cheat-uri free, dați-mi comentarii cu cheat-uri free și o să le dau note, deci o să, indiferent dacă o să pierd meciul sau nu, eu o să postez episodul, pentru că cam asta înseamnă să dai review la un cheat. Să joci un meci, să vezi primul meci, nu să joci până câștigi. Nu mă, frate, primul meci, cum a fost, așa dai nota la cheat. Și cam astea sunt notele mele, 5 pentru Legit Boot, pentru că v-am zis, se dezactivau setările, nu mergea bine, n-avea, nici măcar nu mergea auto-ul. Deci eu îi trăgeam la prin perete și nu mergea auto-ul, ca să vă dați seama de chestia asta. Deci nota 5 la Legit Boot, este un Legit Boot, deci un Legit Boot mizer, vă spun sincer. Bă, băieți, recomandați-mi alte cheat-uri în comentarii, sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo, frate, un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!